Voleibalistele de la Unic Piatra Neam se întâlnesc sâmbătă în deplasare pe Penicilina Iași în derbiul Moldava al rundei 8-a. Elevele lui Marian Constantin și Mihaela Voivod au plecat cu încredere spre Iași, după ce runda trecută au reușit să smulgă un punct campioanelor de la Bacău după 2-3 la sala polivalentă. Fetele de la Unic se află în acest moment pe poziția 9 în clasament cu 6 puncte și la Iași vor juca pe terenul ultimei clasate. Gruparea ieșeană a adunat până acum doar 2 puncte după un succes cu 3-2, iar runda trecută a cedat cu 1-3 disputa de la Satu Mare. Tehnicienii pe terenul se confruntă cu probleme de efectiv înaintea acestui joc și speră să bifeze cea de-a treia victorie din actuala stagiune. La Iași, pe cât posibil să câștigăm puncte. Partida dintre Penicilina Iași și Unic Piatra Neam se joacă sâmbătă de la ora 10:30 și este arbitrată de cuplul Boșii Dumitru. Tot în etapa 8-a feminină se mai joacă partidele Alba Blaj Universitatea Cluj, Municipal Craiova Medicina Târgu Mureș, Știința Bacău CSM Târgoviște, Dinamo București CSM Satu Mare și CSM Lugoș CSM București.